Activitatea secției știință în institutul nostru se desfășoară în baza 4 laboratoare clinice de cercetare. Acestea sunt laboratorul neurologie funcțională, laboratorul vertebro-neurologie, laboratorul boli cerebrovasculare și neurorecuperare, precum și laboratorul neurochirurgie, anestezie și reanimare. Un rezultat remarcabil al activității secțiilor din acest an a fost câștigarea proiectelor în cadrul concursului Program de Stat. Instituția noastră a câștigat două proiecte de cercetare și aș vrea să menționez faptul că unul dintre ele, cel care se referă la studiul durerii cronice, a avut cel mai mare punctaj din întreg concursul. Durerea cronică, deși este o chestiune subiectivă, ea totuși poate fi obiectivizată. Noi folosim pentru obiectivizarea durerii scala vizuală analogică, în care pe o parte pacientul are schematic prezentată intensitatea durerii, iar pe cealaltă parte examinatorul vede câte puncte acumulează această persoană. La fel, putem obiectiviza durerea pacientului prin utilizarea algometrului. Acesta este un dispozitiv care se aplică pe punctul dureros, sunt anumite puncte de aplicare a acestuia, se exercită o presiune și astfel noi determinăm când pacientul simte durerea și la fel putem să determinăm punctul de toleranță. Atunci când pacientul nu mai rezistă, apasă butonul roșu și noi luăm acest algometru. La fel, în cadrul acestui proiect facem cercetările somnului. Cercetarea somnului o realizăm prin utilizarea polisomnografului. Acesta este un aparat EEG care are mai multe porturi. Electrozii plasați pe scalpul pacientului permit determinarea fazelor somnului și respectiv dacă este o patologie a somnului. Celelalte porturi sau electrozi sunt pentru a determina dacă sunt mișcări ale pacientului, poziția pacientului în timpul somnului, cum respiră, cum se mișcă, se relaxează sau nu. Dispozitivul respectiv este un dispozitiv ambulator care nu necesită spitalizare sau rămânere în incinta spitalului. El se instalează de sinestezător de către pacient înainte de somn, deoarece el înregistrează anume funcția cardiovasculară și cardio-respiratorie în timpul somnului, fiindcă apnea în somn este o patologie strict determinată de somn. Acest dispozitiv înregistrează în paralel câțiva parametri, precum fluxul nazal, totodată în interiorul lui se află un microfon care înregistrează inclusiv și sfărăitul, depistează pauzele respiratorii și hipopneile, zicem când respirația se oprește, dar nu complet. De asemenea, are un canal de electrocardiogramă care ne permite să depistăm aritmiile, fiindcă mulți pacienți cu apnee au și aritmii cardiace. La fel avem un pulsoximetru care ne permite să corelăm cât de tare scade oxigenul în timpul apneilor, în timpul somnului. Și de asemenea are o bandă care se aplică pe torace, care înregistrează mișcarea toracelui, astfel putem înregistra mișcările respiratorii și putem face un diagnostic diferențiat între apneile obstructive și apneile centrale. De asemenea, am deschis și lansat un cabinet de chirurgie endovasculară. Chirurgia endovasculară este un lucru remarcabil pentru că ea permite efectuarea trombectomiei. Trombectomia este extragerea trombului dintr-un vas care s-a trombozat. Deci unul dintre mecanismele de apariție a ictusului cerebral este trombozarea unui vas magistral cerebral. Și această metodă permite recanalizarea vasului și respectiv reperfuzarea țesutului care a suferit. Un alt proiect interesant care se realizează în clinica noastră este unul neurochirurgical. Acesta se desfășoară cu ajutorul sau și în baza Catedrei de Biochimie a Universității de Medicină. Există o tumoare destul de malignă care recidivează foarte mult, se numește glioblastom. Medicamentele chimioterapeutice de obicei nu trec bariera hematoencefalică și cercetătorii noștri au propus administrarea in situ, adică în loja operatorii a acestui medicament. Deci, în mod practic, are loc exereza tumorii, plasarea unui port în loja tumorii, prin care se picură medicamentul doxorubicina, aceasta îndepărtând recidivarea tumorii respective.